considerând că prin candidatura sa poate ajuta mai mult oamenii și orașul Giurgiu. Candidatul USL pentru un mandat de deputat în municipiul Giurgiu, Nicolae Florian, s-a aflat joi în mijlocul locuitorilor de pe străzile Videle și Cărămidarii Noi. Deși este cunoscut pentru realizările sale din Giurgiu, Nicolae Florian le-a prezentat oamenilor câteva dintre proiectele sale care pot ajuta la dezvoltarea economică a municipiului și județului Giurgiu, proiecte care pot fi puse în aplicare doar din postura de deputat în Parlamentul României. Suntem onorați că să reprezentăm interesele orașului Giurgiu, aici, pe Colegiul Giurgiu. Eu vă asigur că, așa cum am bătut pentru societățile pe care le reprezint, așa o să mă zbat și o să mă lupt și pentru nevoile orașului. Punem oamenii înaintea tuturor faptelor noastre, în centrul atenției, pentru că dumneavoastră ne trimiteți în Parlament prin votul dumneavoastră. Iar noi să fim proiecția dumneavoastră în Parlamentul României. Am intrat în această competiție electorală pentru că îmi pasă. Mă interesează foarte mult să dezvoltăm orașul nostru, să atragem fonduri europene. Să scriem fonduri europene, să ieșim din zona asta tristă și să ajungem într-o zonă prosperă și să credem în ea, pentru că orașul Giurgiu este un oraș binecuvântat de Dumnezeu. Iar dacă suntem împreună, noi giurgiuvenii putem să reușim. Nicolae Florian vine ca un candidat veritabil, care merită să primească voturi, nu e nevoie să cerșească voturi. El are de partea lui faptele. La 9 decembrie, când veți ieși la vot, și până atunci, eu vă invit și vă rog pe toți să comparați candidații USL-ului cu cei ai celorlalte partide. În opinia candidatului USL Nicolae Florian, Giurgiu trebuie să devină o zonă prosperă din punct de vedere economic și social și să devină un oraș competitiv prin activități economice. Giurgiu are nevoie de mai multe locuri de muncă, de mai puține taxe, o birocrație redusă, multe investiții și fonduri europene și mai puține împrumuturi.